Anul 2018 a fost unul destul de interesant în județul Suceava, din care suceveni au avut foarte multe de învățat. Putem vorbi despre David Turturean, olimpicul internațional care a oferit o adevărată lecție Ministerului Educației, sau despre vizita președintelui Klaus Iohannis, care a creat destul entuziasm printre suceveni. Haideți să vedem cele mai importante 5 momente ce au avut loc în anul 2018 în județul Suceava. David Turturean este un elev de excepție de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava. Acesta a reușit să obțină 2 medalii, una de aur și una de argint, la 2 olimpiade internaționale desfășurate în Sri Lanka și China. La aceasta din urmă, David a ajuns cu sprijinul sucevenilor, care au donat suma necesară pentru transport și diurnă, după ce Ministerul Educației și autoritățile locale au refuzat să-l sprijine financiar. Elevul sucevean a demonstrat că efortul financiar al sucevenilor nu a fost în zadar, întorcându-se acasă cu o medalie de la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică ce a avut loc la Beijing. În toamna acestui an, Suceava a fost în atenția întregii țări, după ce pe o stradă ce se întinde pe o lungime de circa 200 de metri au fost trasate numai puțin de 9 treceri pentru pietoni. Strada respectivă a fost asfaltată după 40 de ani, în care mijloacele de transport trebuiau să circule pe uliță acoperită cu pământ. Muncitorii au turnat asfalt pe strada de pământ și ulterior au amplasat treceri pentru pietoni aproape din poartă în poartă. Interesant este că totul a fost realizat fără avizul poliției. Tot în toamna acestui an, președintele României Klaus Iohannis a vizitat Bucovina. Acesta a depus o coroană de flori la bustul unionistului Iancu Flondor, după care a vizitat Muzeul de Istorie din Suceava și Cetatea de Scaun a Sucevei, unde a susținut o alocuțiune și s-a desfășurat ceremonia oferirii drapelului național al României. Vizita președintelui a creat destul entuziasm printre suceveni. Un eveniment ce a sensibilizat întreaga opinie publică, atât din Suceava cât și din țară, a fost gravul accident de circulație produs pe trecerea pentru pietoni din fața tribunalului din Suceava, în urma căruia jandarmerița Cristina Airinei și-a pierdut viața. Un șofer teribilist care gonea cu mașina prin oraș a lovit-o violent pe femeia care traversa strada regulamentar pe trecere, împingând căruciorul în care se afla fiica sa, în vârstă de 1 an și 6 luni. Cele două au fost aruncate la câțiva zeci de metri distanță, impactul fiind unul deosebit de grav. Din nefericire, jandarmerița a decedat, iar fiica ei a ajuns în stare gravă la spital. Probabil cel mai trist eveniment pe care vi l-am prezentat anul acesta este moartea Dariei, copila în vârstă de nici 2 ani de zile, care pur și simplu a murit de foame. Fetița a fost lăsată în grija tatălui de către mama sa, care a plecat la muncă în străinătate. Micuța a fost hrănită doar cu lapte de vacă și ceai, ajungând într-o stare de anemie severă. Când a văzut că Daria se simte rău, tatăl a dus-o pe fată la bunica maternă, care a sunat de urgență la 112. Copila a fost transportată la spital, unde din nefericire a decedat. Grav este faptul că nimeni de la primăria din Preutești sau de la protecția copilului nu s-a interesat despre modul în care era crescută Daria. De aici, de la Suceava, vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă urăm un an cu bine și sărbători fericite alături de cei dragi!